Bună dimineața, doamnelor și domnilor senatori, doamnelor și domnilor deputați. Începem ședința noastră de astăzi. Domnule ministru, domnilor secretari de stat, începem ședința noastră de astăzi de audiere a domnului ministru desemnat, Nichita Adrian Oros. Oaspeții noștri de astăzi sunt, bineînțeles, domnul ministru desemnat Nichita Adrian Oros, domnul secretar de stat George Scarlat și domnul secretar de stat Sorin Roșu Mareș. Pentru început, propun să-i dăm cuvântul domnului ministru Adrian Oros. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, stimați colegi. Pentru că sinteza programului de guvernare și al programului Ministerului Agriculturii ați avut deja ocazia să o consultați, am să încerc să prezint câteva aspecte care noi la Ministerul Agriculturii le considerăm relevante, după care sigur am să răspund întrebărilor dumneavoastră. Și am să încep să spun că principala preocupare a noastră în această perioadă este aceea de a scrie un program național strategic cât mai bun posibil, să-l scriem în interiorul instituției și în folosul agricultorilor și a celor care activează în industria alimentară. Și am pornit aici de la studiul balanței comerciale în ultimii 7 ani, unde se observă foarte clar că, începând din 2015, deficitul balanței comerciale crește brusc, ajungând în 2018 la peste 1 miliard de euro, iar în 2019, în primele 11 luni, la 988 de milioane de euro. Practic, acest deficit comercial nu înseamnă altceva decât că exportăm, din păcate, în continuare, materie primă neprocesată, purtătoare de subvenții, practic exportăm subvenții și importăm produse procesate cu valoare adăugată mare. De aceea, în Programul Național Strategic, ne propunem să luăm acele măsuri care să repare în câțiva ani de zile acest deficit al balanței comerciale. Când am ajuns la minister, sigur, m-am interesat care este stadiul elaborării acestui program național strategic, pentru că știm cu toții, la nivelul Comisiei Europene, se lucrează la politica agricolă comună. Sunt două mari provocări legate de această politică agricolă comună, Green Deal-ul și conceptul de la fermă la furculiță. Două noi abordări care trebuie implementate în PAC și noi trebuie să ne mișcăm foarte repede să le prindem în programul național strategic. De aceea am demarat demersurile pentru contractarea serviciilor de consultanță cu Banca Mondială, pentru realizarea unor studii care au fost direcționate pentru fundamentarea intervențiilor atât pe pilonul 1 cât și pe pilonul 2. De asemenea, am demarat în 4 noiembrie analiza SWOT, un studiu a indicatorilor de context, care săptămâna trecută a fost făcută publică pe site-ul Ministerului. Sigur, acest lucru l-am făcut împreună cu mediul asociativ. Am spus la începutul mandatului că principalul meu partener, atâta vreme cât voi fi la Ministerul Agriculturii, va fi mediul asociativ din agricultură și industria alimentară. De aceea am avut 2 runde de consultări și în noiembrie-decembrie și acum la începutul anului, când am elaborat această analiză SWOT cu tot ceea ce înseamnă mediul asociativ. Și am identificat, fiind prioritare, următoarele elemente. Susținerea fermelor de familie, pilonul de bază a dezvoltării satului românesc. Finanțarea proiectelor integrate de la fermă la consumator pentru a susține valoarea adăugată a producției primare. De asemenea, investiții în dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare a produselor agroalimentare care să conducă la echilibrarea balanței comerciale. Sprijinirea sectorului zootehnic astfel încât să avem animale cu valoare genetică ridicată și cu producții pe măsură care să poată fi vandabile.
De asemenea, susținerea formelor asociative cu rol economic în vederea întăririi poziției acestora pe piață. Știm cu toții că problema fermierilor noștri nu mai este aceea de a produce. Ei știu să producă mult, știu să producă bine, dar cei care sunt mici sau medii nu reușesc de multe ori să-și vândă produsele și de aceea singura soluție corectă și realistă este aceea de a intra în aceste forme asociative, în cooperative. Și avem foarte multe exemple, din fericire, în țară, unde cooperativele reușesc să își vândă produsele. Sigur că Pactul Ecologic European ne va obliga să includem și măsuri legate de acest sector. Promovarea măsurilor privind creșterea suprafeței agriculturii ecologice va fi una din obiectivele Programului Național Strategic. Plăți compensatorii pentru aplicarea de către fermieri a unor măsuri care contribuie la obiectivele de mediu și climă. Sprijinul financiar pentru investiții privind îmbunătățirea practicilor agricole sustenabile, promovarea economiei circulare și dezvoltarea lanțului de aprovizionare. De asemenea, consilierea și formarea fermierilor pentru mai bună gestionare a riscurilor din sectorul agricol. Și foarte important, pentru că este un fenomen european, nu numai al noi în țară, încurajarea schimbului de generații în agricultură, în special a tinerilor fermieri, prin oportunități de finanțare oferite. Și aici o să detaliez atunci când va fi cazul ce măsuri am luat noi pe lângă programul Tânărul Fermier, inclusiv măsuri de alocare prin concesionare a terenurilor gestionate de către ADS. Două vorbe despre negocierile privind reforma PAC și cadrul financiar multianual. Știm cu toții că bugetul Politicii Agricole Comune pentru România post-2020 este de circa 20,5 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro pentru dezvoltare rurală. Asta înseamnă că aici, cel puțin la acest moment, Comisia a alocat o sumă mai mică decât în precedentul exercițiu bugetar, ceea ce ne mulțumește și în continuare cerem în fiecare întâlnire și la fiecare negociere cerem ca acest buget să rămână cel puțin ca și cel în exercițiul financiar trecut. De aceea am elaborat documente de poziție pentru susținerea unor alocări mai consistente, pentru că noi suntem conștienți că dacă acest Green Deal și în viziunea acestui Green Deal, politica agricolă comună trebuie să fie prietenoasă cu mediul, în același timp trebuie să fie neapărat prietenoasă și cu fermierul. Și fermierii nu trebuie să sufere, și aici mă refer în primul rând la alocările bugetare, și dacă vor fi obligați să acceseze programe privind clima și mediul, ei trebuie să fie recompensați pentru eventuale pierderi de producție. Asta este ceea ce susținem noi. Știți că există și subiectul convergenței, un subiect vechi, de la aderare. Noi am pornit cu un handicap foarte mare și cerem ca acest proces de convergență să fie accelerat pentru a elimina inechitățile între fermierii europeni. De asemenea, este o discuție veche legată de plafonarea plăților. Noi am susținut de la început caracterul voluntar al acestei plafonări și am venit și cu o altă variantă, pentru că am făcut niște calcule legate de niște simulări la nivelul Ministerului. Ce ar fi dacă s-ar adopta ceea ce impune acum Comisia Europeană, adică plafonarea la 100.000, sau ce ar fi dacă s-ar accepta varianta noastră cu 300.000. Și dacă o să aveți răbdare și timp, o să vedeți că sumele care s-ar pierde nu ar fi foarte, foarte mari, mai ales când discutăm despre o plafonare la 300.000, și că dacă deducem și cheltuielile cu forța de muncă, acestea ar fi aproape minime. Am lansat în această perioadă, pentru anul 2020, noi măsuri în cadrul PNDR. În primul rând, pentru că
pentru zonele cu constrângeri naturale nu au mai fost bani suficienți pentru anul 2020. În luna noiembrie am inițiat o discuție cu Comisia Europeană pentru a reîntregi sumele alocate acestei zone și am suplimentat cu 223 de milioane de euro. Pentru zona montană, pentru că nu am găsit bani în PNDR și vom prinde sume consistente în programul național strategic atât pentru zona montană, dar în general pentru zonele cu constrângeri naturale, și aici mă refer și la Delta Dunării, am identificat o sumă de 12 milioane pentru anul acesta și am dirijat-o pentru investiții în abatoare de capacitate mică, sigur, aceasta la dorința asociațiilor de crescători de animale din zona montană. De asemenea, pentru submăsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, am alocat 42,68 de milioane de euro. Apoi, pentru submăsura 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole silvice, componenta irigației, 43 de milioane de euro. Submăsura 3.1, sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate, care va fi lansată în iulie, 2 milioane de euro. Și sprijin pentru activități de informare și promovare, 4 milioane de euro. Acestea sunt măsurile pe care le-am finanțat cu bani identificați în alte măsuri. Ce modificări am mai adus? Am inițiat modificarea HG-ului 226 pe 2015, în așa fel încât, tot la solicitarea beneficiarilor, în așa fel încât solicitantul va putea depune un singur proiect în cadrul sesiunii de depunere a proiectelor pe aceeași submăsură, fără să fie limitat să depună proiect și pe alte submăsuri de investiții. Apoi, pentru măsura privind acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare și servicii de consiliere, am propus un nou mod de implementare, astfel încât să nu mai fie posibil ca oameni apropiați ministrului să beneficieze de aceste măsuri de informare și de proiecte finanțate pe aceste măsuri. Am făcut ca această măsură să fie transparentă pe baza apelului de proiecte. Ce am identificat, și în două cuvinte am să termin, ce am identificat legat de activitatea Direcțiilor Agricole Județene, unde avem un personal angajat, 1261 de persoane, un număr mediu de angajați de 30 de persoane. Am avut o întâlnire cu domniile lor și mi-au explicat cât de greu au reușit să gestioneze un singur program, programul Tomata. Deci dacă 30 de persoane și lână, dacă 30 de persoane într-un județ au greutăți în a gestiona două programe, cu siguranță acolo este o problemă foarte mare, fie de funcționalitate, de atribuții sau de competențe. Domniile lor mi-au semnalat foarte multe nereguli legate de dificultatea monitorizării acestor programe. Practic, a fost principalul punct de discuție pe care domniile lor au dorit să-l abordeze. La Agenția Națională de Zootehnie am găsit personal insuficient, coroborat cu atribuțiile specifice care sunt reglementate. În domeniul industriei alimentare și comerț, din 2013 până în decembrie 2019, au fost elaborate doar două scheme de calitate, fără a fi notificate în timp util la Comisia Europeană. N-am identificat niciun protocol de colaborare instituțional și nici o procedură de lucru pentru organizarea târgurilor naționale. Vreau să vă spun că când am participat la târgul Săptămâna Verde de la Berlin, noi am aflat în decembrie, la începutul decembrie, că nu era făcut niciun demers pentru participarea României la acest târg foarte important, unde am înțeles că România în mod tradițional participa și am fost nevoiți ca în câteva săptămâni să încercăm să avem, sau în câteva zile, să încercăm să avem totuși o prezență onorabilă la acel târg. Ce s-a făcut în 3 luni de zile? S-au elaborat două scheme de calitate, tezauri calitatea tradiție și produs de calitate certificată. S-au comunicat
l-a notificat la comisie în 20 februarie. Suntem în faza finală de încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile. În primul rând cu OSIM-ul, pentru că noi îndrumam oamenii să-și înregistreze anumite produse și ele deja erau înregistrate la OSIM și aveau problemă cu OSIM-ul, cu ANSVSA-ul și în general cu instituțiile cu care trebuie să colaborăm pentru promovarea acestor produse tradiționale și finalizarea procedurii de organizare a târgurilor naționale și internaționale, care am finalizat-o în 14 februarie. Legat de Agenția Zonei Montane, pentru că au fost mai multe proiecte de legi, dar care n-au fost finanțate în 2019, cei de la Agenția Zonei Montane, care sunt 65 de colegi care lucrează acolo, nu prea obiectul muncii. Singura activitate vizibilă în perioada 2015-2019 a fost atestarea unui număr de 447 produse montane. Am evaluat activitatea acestei agenții și am elaborat o organigramă cu o reducere de 33%. S-au constituit grupuri de lucru și întâlniri cu servicii de mediu asociativ și în servicii de salvamont. I-am introdus într-un proiect POCA, în așa fel încât să aibă ceea ce să lucreze și să facă strategii pentru programul național strategic dedicat zonei montane. De asemenea, se lucrează pentru două programe, tot în zona montană, programul gospodării agroturistice și programul ferma turistică. Deci, cei 65 de colegi au început să aibă de lucru. Unii dintre ei sunt chiar oameni serioși. La Agenția Domeniilor Statului, vreau să vă spun două vorbe, am găsit o situație alarmantă, zic eu, care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Suprafața administrată este de peste 319.000 de hectare, suprafața cadastrată de 111.000 de hectare, deci o treime doar, iar suprafața concesionată 230.000 de hectare, din care 0 hectare tinerilor fermieri. Am spus și cu alte ocazii, media redevență este ridicolă. Este undeva între 300 și 800 de kilograme de grâu pe hectar pe an, în zone în care probabil avem cel mai bun pământ din Europa. Ce măsuri s-au luat de către noua conducere? Majorarea nivelului minim al redevenței, atât pentru categoria de folosință teren agricol, cât și pentru terenul de folosință neagricol. Norme interne privind schimbul de terenuri cu destinații agricole din domeniul privat al statului între Agenția Domeniilor Statului și terți. Realizarea normelor de aplicare a prevederilor legilor 226 pentru acordarea în concesiune a unor suprafețe de teren tinerilor fermieri. Această lege, vedeți, era din 2016, dar nu s-a făcut nimic până acum. HG-ul a fost lansat săptămâna aceasta și în aprilie sper ca cei care beneficiază de programul Tânărul Fermier să beneficieze și de prevederile acestei legi. Actualizarea procedurii pentru concesionarea terenurilor prin metoda licitației cu strigare, identificarea situațiilor de teren exploatate fără titlu valabil, abuziv. Și aici sunt foarte multe, foarte multe spețe în care au fost cerute de către diferite entități, mai ales UAT-uri, suprafețe pentru a fi puse în posesie, iar ele n-au mai fost puse în posesie și se lucrează de către persoane fizice și discutăm de sute de hectare, terenuri de sute de hectare. De asemenea, valoarea contractelor, am verificat toate contractele de concesiune cu redevență mică, încheiate în 2002-2005, pe perioade de 49 de ani, în vederea identificării de soluții pentru a crește redevența. Am identificat o modalitate de creștere prin actualizarea studiilor OSPA pe terenuri care fac obiectul acestor contracte. Este vorba de aproape 50.000 de hectare. De asemenea, am dorit ca toată activitatea ADS-ului să fie transparentă, toate contractele și toate contractele de concesiune și toată activitatea să fie publică în așa fel încât oricine să aibă acces la modul de lucru a Agenției Domeniului Statului. La Autoritatea Națională Fitosanitară, pentru că a fost un subiect legat de neonicotinoide și data trecută unul dintre colegi m-a întrebat despre acest subiect, eu am găsit următoarea situație. De vreo 5 ani de zile, în toată Europa,
utilizarea neonicotinoidelor a fost interzisă. Noi, împreună cu Lituania, am obținut în fiecare an abrogare, spunând că o să găsim și noi, ca țară, și alte variante de a trata sau de a combate, mai corect, dăunătorii plantelor. În noiembrie, când am ajuns, era foarte greu pentru mine să iau o decizie radicală. De aceea am avut două întâlniri comune, atât cu apicultorii cât și cu cultivatorii, în așa fel încât să luăm decizia cea mai înțeleaptă, să nu afectăm nici producția, de, în primul rând producția de porumb și floarea soarelui, dar nici să încercăm să respectăm și sesizările venite de la Comisia Europeană. De aceea, în ianuarie, am dat un ordin prin care, conform deciziei Comisiei Europene, prin care se interzicea utilizarea neonicotinoidelor pentru România și Lituania, am interzis această utilizare pentru floarea soarelui și rapiță și am păstrat-o pentru porumb și sfeclă. Aici am cerut celor de la Autoritatea Națională Fitosanitară să fie mai atenți și la cei care valorifică aceste substanțe pentru protecția plantelor, să nu mai fie cazul să avem incidente neplăcute cum a fost cel din Timișoara. Legat de Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, v-aș spune două vorbe. Știu că sunt foarte mulți colegi care interesează și provin din acea zonă și interesează foarte mult și pe cei care ne ascultă, pentru că anul acesta a fost și va fi un an mai secetos din ce am înțeles. Vom continua Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale. Știm cu toții că a fost alocat 1 miliard de euro, că până acum s-au cheltuit doar 500 contractate, 535 de milioane au fost contractate pe perioada 2017-2019, de aceea noi am propus eșalonarea diferenței rămase pentru 2020, 2021, 2022, 2023, astfel încât la finele 2023 tot acest program național de reabilitare a infrastructurii principale să fie dus la îndeplinire. Anul acesta am alocat o sumă de 232 de milioane de lei. Ce ne-am propus aici? Acțiuni de verificare a modului de realizare a lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiție. Am reușit să facem verificări în 5 județe și în timpul verificărilor 3 dintre directori și-au dat demisia. Propunerea privind stabilirea unui standard de cost și prețuri de referință. Reanalizarea și finalizarea expertizei privind posibilitatea extinderii suprafeței viabile, precum și modificări în ordinea de abordare a programului de investiții care să stimuleze creșterea gradului de utilizare a lucrărilor existente, pentru că veți vedea, când o să discutăm despre suprafețele contractate și irigate, că deși estimările au fost, de exemplu, în 2018, estimări pentru aplicarea udărilor de 1.200.000 de hectare, au fost contractate 870.000 pentru 870.000 de hectare și s-au aplicat udări doar pe 626.000 de hectare. Asta înseamnă că în unele cazuri reabilitarea infrastructurii principale nu s-a făcut în așa fel încât să fie conectată la infrastructura secundară, unde asociațiile de udători să poată să beneficieze. De asemenea, programul Apa Gratuită până la stațiile de punere sub presiune va continua și anul acesta. Suma alocată este de 32 de milioane de lei. Pentru activitatea de desecare și combatere a eroziunii solului vom încerca să găsim soluții și bani, în primul rând, în noul program național strategic, pentru că aceasta a fost uitată și toată lumea s-a ocupat de partea de irigații, dar este o activitate foarte importantă, pentru că ANIF-ul administrează peste 3 milioane de hectare suprafețe amenajate cu lucrări de desecare și peste 524 de asemenea amenajări. Ce măsuri ne propunem aici? Reabilitarea stațiilor de desecare cu echipamente noi, fiabile, cu randament crescut și cu consum energetic mic.
analizarea oportunităților, identificarea unor măsuri privind finanțarea lucrărilor de reabilitare a acestor infrastructuri, includerea în PNS a acestor măsuri de finanțare și sprijinirea deținătorilor de terenuri agricole în vederea executării lucrărilor specifice în amenajarea de desecare, drenaj. Date mai multe legat de lucrări pe fiecare județ în parte, stadiul lucrărilor, stadiul suprafeței irigabile, îl avem și vi-l putem pune la dispoziție. Și acum două vorbe despre continuarea programelor naționale de sprijin. Și am să încep cu programul Tomata, pentru că probabil este cel mai de interes, mai ales în zonele legumicole pe care le-am vizitat aproape pe toate. Continuă și în acesta în programul Tomata cu câteva îmbunătățiri, zicem noi, pentru a monitoriza calitatea tomatelor care se oferă populației. Beneficiarii vor trebui să dețină un registru de evidență a tratamentelor, adică să-și treacă ce substanțe, de unde le procură și ce substanțe folosesc pentru a trata plantele respective. Și ei vor fi instruiți de către cei de la Autoritatea Națională Fitosanitară. De asemenea, pentru acuratețea datelor privind suprafețele deținute și cultivate, în așa fel încât să nu mai fie accidente, cum i-au semnalat cei de la Direcția Agricole Județene, unde s-au depus doar dosare și nu erau lucrările respective, am cerut, și sigur, plantări, am cerut o copie a firelor din registrul agricol deschis la primărie. Repet, la cererea direcțiilor agricole județene. Verificarea se va face la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării. Perioada de înscriere va fi până în 15 aprilie și valorificarea producției până în 15 iunie. Aceste date le-am stabilit tot împreună cu beneficiarii acestui program. Iar cantitatea minimă care trebuie comercializată este de 3 tone la 1000 de metri pătrați. Pentru prima parte a programului am identificat o sumă de 40 de milioane de euro, urmând ca la rectificare programul să găsim surse să finanțăm și ciclul 2, la fel cum am făcut în decembrie anul trecut, când am plătit ciclul 2 de producție. Ca un element de noutate, să zic așa, sau tot așa la cererea beneficiarilor, acolo unde sunt foarte mulți beneficiari, pentru că sunt localități cu câteva sute sau chiar mii de beneficiari, acolo am cerut colegilor mei de la Direcțiile Agricole și de la ANFP, să se deplaseze la sediu primărilor din acele localități, să verifice dosarele și să facă instruirea privind utilizarea produselor de protecție a plantelor. La fel se va continua și programul de susținere a producției de usturoi și anul acesta. Și am aici și datele privind evoluția importurilor și a exporturilor de tomate și usturoi în anii în care s-a aplicat acest program și alocările financiare. Și anul acesta la usturoi am alocat bani suficienți cu ceva peste alocările de anul trecut. Sigur, estimând noi că suprafața cultivată va fi mai mare. Din păcate, dacă ne uităm pe situația importurilor și exporturilor la tomate, impactul acestui program, cel puțin din datele statistice, nu se observă. Legat de programul Luna, el în 2019 a fost mai slab accesat de către beneficiari. Și am identificat foarte mari nereguli în acest program Luna, din păcate. Ce se întâmplă? Aici au câștigat doar intermediari care colectează lână doar scriptic și percep de la fermieri între 200 și 400 de lei pe tona de lână pe care o trec în contractele în carnetele de comercializare a acestora, pe care aceștia le depun la DAJ-uri pentru a lua ajutorul de minimis. Și dacă ne uităm și facem un calcul, ne uităm pe balanță de anul trecut, noi ca țară am exportat 7.795 de tone
de tone de lână în valoare de 3 milioane de euro. Dacă înmulțim cele 7.000 de tone ori 2 lei subvenția, vom vedea că subvenția a fost mai mare cu 150 de euro. Deci subvenția a fost mai mare decât prețul la care s-a vândut lână în exterior. Deci practic noi am exportat toată subvenția, singurii care au câștigat au fost acești intermediari. Și am importat, sigur, lână prelucrată, 370 de tone cu 1.600.000 de euro. Dar ce este interesant, în aceste rapoarte de control s-a observat că fermierii sau unii fermieri aveau producții pe cap de oaie până la 36 de kilograme de lână. De aceea, sigur, am impus în acest program un maxim de 4 kilograme de lână, știut fiind, discutând sigur cu crescătorii, cu specialiștii, că majoritatea media este între 3,5 și 3,8. Până la 36 de kilograme, totuși, no. Eu am să mă opresc aici și am să aștept răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați avut vă mulțumesc și soluții la întrebări. Întrebări. O să vă dăm și răspunsuri, domnul ministru. Vă mulțumesc, domnul ministru. Avem și noi în față programul pe care l-ați citit dumneavoastră. Din păcate, aș vrea să vă fac o recomandare. Puneți pe cineva care să pricepe să mă uite odată pe el, pentru că sunt foarte multe lucruri care se contrazic una pe alta. Și în primul rând vreau să vă spun că indicatorul cel mai important care contrazice acest program este bugetul. Ați acceptat un buget cu 3 miliarde de lei mai mic. Vă dați seama cum să țineți programele care sunt în vigoare, cum să mai creați și alte programe. Nu trebuie să-mi dați răspuns, pentru că nu e întrebarea mea deocamdată. Aș vrea să nu pun eu întrebări prima dată și să le dăm colegilor noștri posibilitatea să vă pună întrebări. Vă propun să începem cu întrebările, să sărim dintr-o parte în alta, să nu mergem numai pe o singură latură. Am să încep totuși cu partea din opoziție, din partea stângă, dreapta mea. Rugămintea este să nu depășim, eu știu, maxim 2-3 întrebări, să mergem, să ne oprim la maxim 2-3 întrebări și ca timp, nu o să stabilim un timp, dar să fim cât mai concret pe întrebare, să nu facem din întrebări declarații politice. Ne-am propus să nu depășim ora 11, pentru că am înțeles că la ora 11 este plen la Senat, să ne încadrăm totuși până în ora 11. Începem din partea dreaptă, domnul Avram, vă rog. Bună dimineața, domnule ministru demis, audiat și nevotat. Am citit programul de guvernare, este doar câteva lucruri care nu sunt de actualitate în programul nostru și care ar trebui să existe. În 2019, România și crescătorii de porcine s-au confruntat cu cea mai gravă situație în ceea ce privește pesta porcină africană. Nu pomeniți absolut nimic de acest lucru, mai ales că dumneavoastră ați fost inițiatorii unei moțiuni de cenzură în ceea ce privește ministrul agriculturii de atunci, domnul Petre Daia. V-aș ruga să precizați ce măsuri, simplă, bineînțeles, da, bine, simplu, dar e de cenzură. V-aș ruga să precizați ce măsuri luați în 2020 cu privire la acest aspect, pentru că crescătorii de porcine din România se confruntă încă cu asemenea problemă. Și cred că veți avea capacitatea să diminuați sau să stăpâniți evoluția acestei boli. Da, mulțumesc, domnul senator. Domnul ministru, vă rog să-i răspundeți domnului senator. Procedură, domnul. Domnul președinte, stimați colegi, domnule ministru, rugămintea mea este să audiați, să aveți răbdarea să ascultați toate întrebările, nu. După care
să răspundeți punctual la fiecare întrebare pusă. Altfel, vă spun, există riscul ca actuala opoziție și viitoarea opoziție să tragă de timp în așa fel încât strategia asta pe care bănuiesc că au pus-o la cale de a da mai întâi dreptul opoziției să pună întrebări, iar dumneavoastră să răspundeți, să ia dreptul și puterii să vă adreseze câteva întrebări. Deci eu cred că ar trebui să audiați toate întrebările, după care să răspundeți. Mulțumesc, domnul Tinel. Uite, am să vă dau dumneavoastră rândul la două întrebări. O să vă dau rândul la două întrebări după domnul Avram. Da, domnul ministru. Da, vă rog. Mulțumesc. Tot pe procedură, dacă din experiența celorlalte audieri am avut ocazia să adresăm câte un slot de trei întrebări, haideți să facem la fel și în Comisia pentru Agricultură. Cred că și data trecută, când am audiat pe domnul ministru, am folosit același proces. Haideți să luăm un slot de trei întrebări, poate și pentru dumnealui este mai eficient să răspundă în felul acesta. Păi, luați o întrebare de opoziție, de la putere, dumneavoastră. Să fie trei persoane care să pună întrebări. Câte am trei zis persoane, că mergem, da, până la trei, da, întrebări de persoane. Nu. Câte trei persoane. Da. Da, haideți să lăsăm totuși pe domnul ministru să ne răspundă, că se grăbește. O singură precizare aș vrea să fac și eu. N-am nicio problemă ca domnul ministru să răspundă întrebărilor, dar atâta timp cât am avut colegi care au intervenit pe partea de procedură și au făcut propuneri, mi se pare normal și democratic să supunem acele propuneri la vot. Să vedem ce modalitate adoptăm la aceste audieri. Se supune la vot? Deci ce să supunem, domnule? Haideți greu cu procedurile. Haideți să-i dăm și domnului Ipale. Vă rog, domnul. Domnul președinte, dumneavoastră ați indicat ora 11, dacă mi-aduc eu bine aminte, la solicitarea, cred că a președintelui Comisiei pentru Agricultură de la Senat. Deci, sigur. Până la urmă, noi putem sta aici până epuizăm toate întrebările. Normal că o să supunem probabil la ce a indicat și colegul deputat Tinel și colegul, dar domnul președinte, noi am ținut cont de ceea ce ne-ați rugat dumneavoastră. Nu putem să facem audierea unui ministru că pierdem, foarte important, presat de timp. Da, mulțumesc, domnul deputat. Haideți, ne jignim în comisie. Păi ați uitat că audierea domnului Daia durea 30 de minute. Domnul, 29 de minute era expunerea domniei sale și un minut era votul. Despre ce discutăm? Domnul președinte, așteptăm răspunsul, domnul președinte. Aștept răspunsul la întrebare, vă rog. Da, haideți să dea răspunsul domnul ministru și mai discutăm pe urmă. Vă rog, domnul ministru. Vă rog, domnul ministru, să răspundeți. Mulțumesc, domnul președinte. Sigur că eu sunt medic veterinar și niciodată n-am să mă eschivez de la a răspunde legat de evoluția dramatică a pestei porcine africane în România. Dar încep prin a face o precizare. În mod fals s-a indus în 2017-2018, pentru că de atunci a început să evolueze fulgerător pesta porcine africană, nu în 2019. În 2019 țara era roșie. S-a indus această idee că Ministerul Agriculturii se ocupă de combaterea bolilor. Fals. Există o instituție puternică care aparține de premier, care are oameni angajați și care are atribuții privind combaterea, monitorizarea și eradicarea bolilor. Se numește Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu care noi, Ministerul Agriculturii, dar și alte entități, trebuie să colaboreze. Legat de ceea ce se face. Știu că la sfârșitul anului am găsit un ordin pe care îl dădea ministrul agriculturii și care spunea că pot să fie crescuți doar 5 porci într-o gospodărie. Și spunea atât. N-avea nicio legătură cu biosecuritatea. Despre biosecuritate și combaterea bolilor, repet încă o dată, se ocupă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului. Și după știința mea, acum se elaborează un HG privind programul de biosecuritate. În așa fel încât să nu luăm oamenii prin surprindere și să le spunem peste noapte că au voie să crească 5 porci sau 3 porci. Pentru că, fac aici o paranteză, nu este important câți porci cresc oamenii în gospodărie. Este important ce se întâmplă cu acele animale. Dacă circulă în continuare, dacă sunt plimbate de samsari dintr-un loc în altul și plimbă și bolile. Și atunci, în acest HG privind biosecuritatea, după știința mea, pentru că am
avut colegi care au participat la grupurile de lucru împreună cu asociațiile de crescători și cu cei de la ANSVSA. Sunt două etape. În anul acesta, 2020, vor fi trei niveluri de biosecuritate. Nivelul de biosecuritate pentru fermele comerciale, care este unic, nivelul pentru cei din gospodările populației și sunt o categorie de PFA-uri, acele ferme de tip A, care beneficiază de scheme de ajutor, pe care, la care trebuie să le dăm răgasca în acest an, de zi, în acest an să se decidă. Vor să se transforme în ferme comerciale și atunci vor trebui, în final, până la 1 ianuarie 2021, să respecte toate normele de biosecuritate, dar le dăm răgaz să facă acest lucru, sau se transformă în gospodării ale populației care vor crește doar porci pentru consum. Ministru, e clar. Domnul, cine vrea să... Legat de susținerea crescătorilor de suine, pentru că cred că se referea și la asta, domnul senator. Nu e treaba, nu haideți că ia NSVS-ul, nu-i punem întrebări domnului ministru. Ba da, pentru că este ministrul agriculturii, trebuie să știe câte focare existente la ora actuală mai este în România. Nu câte vrea mușchilor, focarele nu, focarele nu sunt câte vrea mușchii ministrului, focarele sunt la fermieri, la crescătorii de animale. Domnul senator, cred că am stabilit o modalitate de lucru, domnul deputat Inel, dacă îmi permiteți. Cine vrea să ia cuvântul, am stabilit o modalitate de lucru, avem întrebare, răspuns, nu insistăm după aia cu alte întrebări. Trebuia să adresați întrebarea completă de la început și nu era nicio problemă. Vă rog, cine... Domnului senator. Eu pot să răspund domnului senator. Cunosc procedura, se trimit întrebările pe telefon, foarte bine, sunt pregătit să răspund. Domnul senator, în 18-a doua, la această dată, domnul senator, pentru informarea noastră, pesta porcină africană evoluează în 243 de localități din 24 de județe cu număr de 535 de focare, dintre care 5 focare în exploatații comerciale și 2 focare în exploatație tip A. În alte 11 județe au fost diagnosticate doar cazuri la Mistreț. Au fost eliminați 577.335 de porți afectați de boală. Haideți, le trimiteți pe mail, au fost diagnosticate. Le citim acasă, vă rog. 3.000. Da, vă rog, domnul senator. Păi, eu vreau încerc să răspund. Da. Păi, dacă le citim, da, domnul președinte, putem să le citim. Vă rog. Trebuie explicat clar că Ministerul Agriculturii înseamnă ceva și ANSVSA înseamnă ceva. Da, vă rog, domnul. Vă rog, domnul. Domnul senator, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. O simplă întrebare, și datorită faptului colegul Avram a ridicat, mi-a adus aminte, de fapt, despre o problemă discutată aici în urmă cu vreo 2 ani de zile. Spuneți-ne ceva despre despăgubirile acordate prin POPAM, având în vedere că acum 2 ani de zile, și revin la acel moment, aflam cu stupor aici de pagubele produse de păsările ichtiofage în fermele de acvacultură și de pescuit. Dacă ați reușit ca aceste pagube cumva să fie anihilate prin acele despăgubiri pe care ar trebui să le aducem acestor fermieri. Și dacă sunteți puteți să spuneți și cam ce sumă estimați dumneavoastră, nu că intrați ar putea în partea să fie. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul senator, vă rog, domnul ministru. Mulțumesc. Sigur, atunci când am ajuns la minister, printre primele documente care au venit, și am spus-o și atunci, au fost niște dosare privind despăgubiri la producția piscicolă. Sunteți sub acoperire? Există, conform regulamentului 508/2014, posibilitatea să se acorde compensații în vederea sprijinirii fermierilor care se conformează restricțiilor impuse de zonele Natura 2000. Și atunci, cei de la AME Popam au ales ca apelurile lansate în cadrul acestei măsuri să fie competitive, adică să nu fie recompensați toți cei pe care ministerul i-a recunoscut că au pierderi, ci doreau domnilor să fie doar anumite ferme piscicole să fie despăgubite. Și au introdus suplimentar condiții de eligibilitate. Sigur că principala condiție de eligibilitate urma să fie suprafața de luciu de apă în care se crește puietul. Și atunci cei care au fost anunțați de acest lucru și-au modificat licențele de acvacultură. Adică ei au câte două licențe. Una de funcționare și una pe care au introdus-o la dosarul
de despăgubire. În așa fel încât, mai mare, cu câte 100 de hectare. Dacă înainte aveau 21 de hectare luciu de apă pentru puiet, în momentul când s-a lansat această competiție pentru despăgubiri, și-au făcut 121. Sunt 5 asemenea dosare. Sigur că eu n-am făcut plățile, nu puteam să fac plățile pentru niciunul din dosarele care s-au despăgubit, iar cei care se ocupă de ce trebuie verifică acest lucru. Ce s-a întâmplat cu această... Pentru că au mai fost lansări și în anii precedenți. O altă chestiune care am observat-o și care mi s-a părut total nepotrivită a fost că se cereau despăgubiri pentru cantități care nu au fost înregistrate în ultimii 4 ani ca și producții. Iar acum se considerau pierderi de către fermele respective. Mulțumim, domnul ministru. Domnul, vă rog eu frumos. Domnul ministru, este adevărat că s-au solicitat despăgubiri produse de datorită pagubilor produse de fărmurani ca să aducem în actualitate pe domnul ministru Daia pe suprafețe pe care s-a cultivat rapiță? Da. E în regulă. Domnul, haideți vă rog frumos, așteptați să primiți microfonul. Domnul deputat Dârzu, vă rog. A, deci nu trebuie să răspund. Da. Da, au fost și asemenea cazuri în care s-au solicitat despăgubiri pentru suprafețe. Cine are microfonul pornit? A, Dârzu. Nu, al meu rămâne. Vă rog. Da, au fost și cazuri în care s-au solicitat despăgubiri pentru suprafețe de luciu de apă, în care în ultimii 3 ani nu a fost apă, pentru că s-a cultivat altceva. Da, gata. Domnul Dârzu, vă rog. Domnule ministru, stimați colegi parlamentari, vreau să adresez 2 întrebări scurte. Am văzut că, referitor la zona montană, domnule ministru, în 2019 au fost alocate 301 miliarde de lei. În anul 2020, 12 miliarde de lei. Vin și vă spun că județ vecin cu dumneavoastră, adică Alba și Clujul, 60% din suprafața județului este zonă de deal și de munte. Consider că această agenție ar trebui să fie mult mai implicată și totodată mi exprim îngândurarea, pentru că, hai să recunoaștem cu toții, crescătorii de animale și din acea zonă au fost ținute de subvențiile venite prin APIA și de programele prin AFIR. Am mari semne de întrebare. Dumneavoastră veniți și spuneți că crescătorii au susținut sau doresc abatoare de mică capacitate. Întrebarea mea este următoare. Aveți acordul de la comisie pentru aceste abatoare? A doua întrebare. La fel, cu mare semn de întrebare, domn ministru, sunteți atenți puțin, cu mare semn de întrebare, spuneați într-un comunicat că vreți să uniți 2 instituții extrem de performante, adică APIA și AFIR-ul. A distruge 2 agenții care au adus foarte mulți bani României, cred că este o mare nenorocire. Vreau să vă spun următorul lucru. Aceste 2 agenții, probabil că le veți putea acredita în următorii 2 ani. Ce facem în această perioadă? Și totodată mai este o vorbă la noi în Ardeal și ca și coleg de profesie, ca și coleg de comisie, v-aș spune următorul lucru. Aveți o misiune grea. Veniți după un ministru performant, iar la noi în Ardeal este o vorbă. Decât să facem rău, mai bine lăsăm lucrurile așa bune cum sunt. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul vicepreședinte. Vă rog, domnul ministru. Vă mulțumesc, domnul coleg, pentru mingile pe care mi le-ați ridicat. Legat de zona montană, sigur că s-a făcut această agenție și nu i s-au dat nici atribuții, nu i s-au dat nici bani. Fost 300 de milioane, domnul. Pentru tot. 300 de milioane. Pe care ați împărțit pe 5 programe. Legat, da. 5 programe care... Să le-a vândut domnul ministru. Da. Sigur.
Programele sunt legiferate în Comisia de Agricultură. Nu e suficient să scriem texte de lege, trebuie să facem norme de aplicare, trebuie să le implementăm și trebuie să le alocăm bani. Pentru că nu am găsit bani, de mă lăsați să vă răspund, pentru că nu am găsit bani și nu am găsit norme de aplicare acolo și oamenii nu știau ce să facă. La cei 65 de oameni erau plătiți lunar, dar ei n-aveau nicio vină, pentru că nu li s-a dedus nimic de lucru în ultimii 2 ani. De aceea am venit cu această soluție. Toate măsurile pentru zona montană, pentru că, în opinia noastră, este o zonă importantă și face parte din zonele cu constrângeri. Și în contextul Green Deal-ului, o să găsim cu siguranță soluții să finanțăm consistent zona montană. Acele 12 milioane care le-am identificat în alte măsuri și le-am dirijat către abatoare de mică capacitate au fost doar o soluție pentru anul acesta. Pentru 2021 și pentru 2022 și până în 2027 vom prinde în programul național strategic măsuri concrete de sprijin și substanțiale pentru zona montană. Pentru chiar ne interesează zona montană, am avut întâlniri probabil cu aproape toți reprezentanții zonei montane de pe toate masivele muntoase și știu care este importanța acestei zone montane. Puneți o agendă, în agenda în 2023, domnul ministru. Păi, fondurile europene prin 2023 vor fi accesate, așa că ce facem până în 2023 pe zona montană? Până în 2023 vom găsi soluții în funcție de banii care avem la buget, soluții. Soluția este zero. Bugetare zero. Din punctul noastră de vedere. Nu, din punctul meu de vedere, soluția cealaltă era zero, adică să scrii 7 texte de lege care nu spun nimic decât că este foarte greu în zona montană și cum am face să ajutăm zona montană, dar fără nimic concret, repet. Domnul ministru, am lucrat împreună la acele proiecte. Și a doua întrebare, domnul ministru. A doua întrebare. Referitor la agențiile performante pe care vrem să le unim. Apropo de agențiile performante și de performanța pe care am găsit-o la minister, totul a fost numai poveste legat de agențiile performante. Sigur că în aceste agenții sunt oameni de la înființare care lucrează, dar managementul acestor agenții, mai ales a AFIR-ului, este dezastros. Și asta au spus și cifrele și absorpția. Deci cei de la AFIR, conducerea AFIR, se lăuda cu o absorție medie de 51%. Păi vă spun eu că mai mult de jumătate sau aproape jumătate din bani sunt plătiți de către APIA, sub măsuri gestionate de către APIA. Deci, practic, ei au gestionat și aveau de gestionat doar 5 miliarde din cele 9 miliarde. Ei se raportează tot timpul la total, de aceea le este 51%. Dacă ne uităm... Dacă îmi dați voie să vă ajut puțin aici, nu, nu trebuie ministru. Să mă ajutați, că știu, domnul. Nu, nu trebuie Nu trebuie să mă ajutați. Da. Păi nu, să-l ajut pe domnul ministru. Nu trebuie să vă ajutați, pentru că aici sunt două persoane care conduc ședința, am stabilit o anumită procedură, colegul a ridicat tot pe partea de procedură. Hai să lăsăm să vorbească. O anumită propunere de care nu am ținut cont și dumneavoastră interveniți. Deci eu vreau să-l ajut, să-l ajut pe domnul ministru. Vă rog să nu mă ajutați, vă rog să nu mă ajutați. Păi nu, nu e foarte rău că dacă în momentul când ești ministru agriculturii și arunci pe piață niște informații neadevărate, trebuie să-l ajutăm. Eu vă rog să nu mă ajutați. Da, vă rog. Domnul președinte, vă rog frumos să nu mă ajutați. Vă rog să nu mă ajutați. Că aveți de pierdut. Așa. Sigur. Nu vă faceți griji. Ce? Numai puțin. Vă spun ce soluție am găsit noi și o să le implementăm, stimați colegi. Legat de activitatea AFIR. Și după aia vă spun și de fuzionarea celor două agenții pe care o dorește Comisia Europeană, o dorește Ministerul. Pentru că suntem singura țară din Europa care avem două agenții și presiunile sunt de la Comisia Europeană. Și acest lucru este cunoscut și de către dumneavoastră, domnul președinte, pentru că aveți și dumneavoastră informație și normal să aveți informația și de către conducătorii celor două instituții. Eu, când am venit la Minister în noiembrie, la prima întâlnire cu miniștrii, am dus un document prin care susțineam continuarea activității în două agenții. Dar la prima întâlnire cu noul comisar european pe care am avut-o, prima întrebare a fost: de ce voi românii aveți două agenții? Și probabil că vor fi presiuni să facem o singură agenție. O să o facem în așa fel încât să nu fie afectat beneficiari, adică fermierii. Pentru că pentru mine asta este important,
ca cei care beneficiază de activitatea celor două agenții să nu fie, să nu fie afectați. Și o să găsim o cale înțeleaptă să facem acest lucru fără să fie afectată activitatea celor două agenții. Legat de AFIR, vreau să vă spun, în afară de gravele probleme de management, multe dintre ele sunt la DNA. Foarte bine. Frumos. Pentru că, într-adevăr, au fost probleme foarte grave de resoluționări a unor, decizii de nefinanțare. S-au făcut presiuni ca acestea să fie resoluționate, pe de o parte. Pe de altă parte, au fost aduse, sigur, activități, să zic așa, administrative neconforme, care nu au legătură cu partea penală. Foarte mulți oameni aduși din mediul privat, 119 persoane, fără concurs. Eu nu contest, cu siguranță sunt în mediul privat, sunt oameni foarte competenți. Dar puteau să dea concurs dacă, într-adevăr, agenția avea nevoie de domniile lor. 119 persoane aduși de la societăți comerciale, mulți dintre ei beneficiari de proiecte AFIR. Sigur, vreo 38 de milițieni. Bun. Ce soluție am găsit acolo? Lansarea urgentă de sesiuni și contractare suplimentară după caz pentru toate sumele disponibile, pentru că sunt foarte multe sume disponibile. Sesiunile trebuie să fie continue și am discutat cu cei din conducerea AFIR că aceste sesiuni trebuie să fie continue. De asemenea, trebuie să analizăm foarte clar care este stadiul contractării, achiziției și a plăților, pentru că foarte multe sunt contractate, sunt plătite avansuri care stau în cont și nu pot fi utilizate. De asemenea, o simplificare a procedurilor de lucru, și am identificat trei simplificări acestor proceduri legate și de evaluarea și crearea de automatisme, de achiziții și de plată. Are legătură. Vă rog. Deci nu-mi spuneți noastră ce are sau nu are legătură. Vă rog. Răspundeți-i la întrebare domnului Dârziu, legat de acreditare, domnul ministru. Punctual. Domnul ministru, deci, o singură specie. Domnilor colegi, cu tot respectul, eu nu vă sugerez ce întrebări să-mi puneți, așa că nici dumneavoastră să nu sugerați ce răspunsuri să vă dau. Mulțumim. Atunci nu mai punem întrebări. Da. Numai puțin, domnul ministru. Da, trebuie să-i dau domnului. Domnul ministru. Asta mai stați o tură. Domnul ministru. O mică rectificare. Deci, acele agenții probabil că le veți uni. Ce facem 2 ani de zile, timp în care se va obține acreditarea? Plus că Comisia Europeană nu ne impune câte agenții să avem. Una sau trei sau cinci. Mulțumesc. Un răspuns scurt și eu vă mulțumesc foarte mult. Domnule coleg, eu vă asigur că activitatea celor două agenții va continua, indiferent că vor fi împreună sau că vor fi separate. Deci, beneficiarii nu vor fi afectați de faptul că cele două agenții, din punct de vedere administrativ, la un moment dat se vor uni. Repet, doar dacă presiunile de la Comisie continuă. Pentru că, vă spun, la prima întâlnire, eu am susținut în fața colegilor mei că este nevoie, tocmai ca să nu afectăm activitatea și să nu afectăm beneficiarii de cele două agenții. Dar dacă presiunile continuă, o să încercăm să facem în așa fel încât cei care trebuie să beneficieze de serviciile celor două agenții să nu fie afectați. Mulțumesc! Pe perioada de acreditare trebuie să bugetați bani din bugetul național, pentru că Comisia nu va deconta. Da, domnul, vă rog, domnul... Domnul ministru, ați vorbit de programul Tomata. Puteți să ne spuneți, dacă aveți cunoștință de o fraudă de 1 milion de euro, peste 1 milion de euro la programul ăsta, realizat între ghilimele de mafia siciliană, și ce măsuri ați luat? 2. Ați vorbit de Casa Unirea. Puteți să ne spuneți ce probleme sunt acolo? Că l-ați identificat și de ce nu funcționează în momentul de față? 3. Chestiunea asta e o chestiune particulară de la mine din Ialomița. În 2003, 9.000 de hectare de teren agricol de la Agenția Domeniului Statului, că tot ați vorbit de Agenția Domeniului Statului, au fost preluate de către Consiliul Județean pentru a face o fermă de sturion. Motiv, fermă de sturion. Ele au fost preluate pentru a fi împărțite clientelei politice. Și din 2003, adică de 17 ani de zile, acea suprafață de 9.000 de hectare este folosită de clienții politici ai PSD pentru a face bani. Pe redevențele de care vorbeați dumneavoastră. V-am rugat
Și vă rog să ne spuneți dacă aveți intenția să readuceți acea suprafață la Agenția Domeniului Statului, dar fiind faptul că e domeniul public al statului, și să o puneți la dispoziția Comisiei Județene de Fond Funciar, în așa fel încât să reducem suprafața solicitată la despăgubiri. Deci avem 12.000 de hectare, ia Lomița, un deficit de 12.000 de hectare. Dacă 9.000 de hectare ar fi pusă la dispoziția Comisiei Județene de Fond Funciar, am reduce foarte mult costurile cu despăgubirile. Și ar trebui să faceți. 4. Legea Camerelor Agricole. Ajung. Foarte, foarte scurt. Legea Camerelor Agricole. Ați vorbit, domnule ministru, de direcțiile agricole, de ineficiența lor. Care este perspectiva și ce viziune aveți pe Legea Camerelor Agricole? 5. Programul de susținere a suinelor. Este domnul Tinel. Vă rog, domnul Tinel. Rămâneți. Îmi pare rău. Rămâneți după. Da, domnule ministru, e o mare responsabilitate a noastră, dar și a Comisiei, să veniți cu un proiect de lege pe acest aspect foarte important cu privire la protejarea și conservarea solului. Mulțumesc. Da. Mulțumim, domnul deputat. Domnul ministru, am rugămintea să răspundeți la maxim 3 întrebări. Vă rog. Am rugămintea să răspundeți la toate, domnule ministru. La întrebări și interpelări. Frauda de care pomeneați cu mafia siciliană nu a fost pe programul Tomat, ci a fost pe sprijinul Tomat și instituțiile abilitate se ocupă de acest subiect. Casa Unirea. Da, aici a fost... Sunt mai multe lucruri care trebuiesc pomenite. Pentru că acolo a fost o disfuncționalitate din start între executiv, AGA și Consiliul de Administrație. Chiar în prima zi când am ajuns la minister, am fost contactat de către cei din Consiliul de Administrație care mi-au spus că acolo se întâmplă lucruri penale, citez, și că acele magazine sunt butaforii. Asta au spus-o cei din Consiliul de Administrație, care trebuiau să ia decizii și trebuia să îndrume executivul de acolo. Eu, ce am găsit acolo la Casa Unirea? Păi vă spun, în primul rând, veniturile preponderente realizate de Casa Unirea au fost practic din investirea celor 93 de milioane de lei capital social în depozite bancare. Practic asta a fost principala activitate. Iar pentru a obține 1.000 de lei venit, Casa Unirea a cheltuit 3.712 lei venit. 6% din cifra de afaceri se referă la activitățile cărora această Casa Unirea trebuia să se dedice, adică micilor agricultor. Pentru că am înțeles, conceptul ăsta a fost ca cei care produc și sunt foarte mici și nu reușesc să vândă, să apară acest intermediar, acest ajutor, statul prin care să-și vândă produsele și, în primul rând, sigur, produsele tradiționale, produsele locale, produsele românești. Sigur că proiectul, din păcate, a fost total deturnat. Ei aveau acolo 3 obiective. 1. Să facă bursa de pește de la Tulcea. A funcționat o zi la inaugurare cu 2 tranzacții. Trebuia să cumpere să facă 60 de piețe volante și 2 centre de colectare lână. Atât a fost, asta era obiectul de activitate a Casei Unirea. Între timp, sigur, cea mai de anvergură activitate a fost cheltuiel de aproape 721.000 de lei cu acel mega eveniment, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, care știm cu toții că a fost un eveniment electoral. S-au închiriat 5 spații, domnilor, 5 spații pe sube de 1.000 de euro, din care sunt utilizate 2 spații. Deci pentru spațiul din București se plătește 4.000 de euro pe lună, iar pentru spațiul din Sibiu 550 de euro pe lună. Magazinele din Slatina și Pitești, nefiind încă deschise, dar se plătesc între 1.500 și 1.200 de euro pe lună. Asta s-a întâmplat. S-au cumpărat de asemenea 11 containere care nu au fost folosite decât la Idagra. S-au achiziționat 4 corturi care nu au fost folosite în mod direct la Casa Unirea, ci au fost date unor cooperative agricole. Am avut dezbateri în Comisia de Agricultură, cunoaștem toate datele. De asemenea, păi eu vreau să vă răspund. De asemenea, s-au achiziționat un teren și un depozit cu o promisiune de vânzare de peste 1 milion de euro, bani pe care Casa Unirea riscă să-i piardă.
Sigur că toate sugestiile pe care cei din Corpul de Control au făcut către Consiliul de Administrație nu au fost duse la deplinire. De aceea, noi am fost obligați prin structurile pe care le avem noi ca toate sugestiile făcute de către Direcția de Control să le sesizăm în altă parte, ca să vedem ce se întâmplă. Nu putem rămâne în această situație, pentru că acolo, din păcate, discutăm de 58 de persoane, îți 28 de salariați la sediul central al Casei Unirea, 9 salariați la magazinul București și 3 salariați la magazinul din Sibiu. Iar la Bursa de Pește sunt 16 salariați. Continuați activitatea la Casa de Comerț sau închideți? Nu noi decidem. Acolo Consiliul de Administrație... Ministrul decide. Mai puțin, nu ministrul decide. Asta era pe vremea domnului Daia. Acolo există un Consiliu de Administrație care trebuie să ia niște decizii. Și în funcție de acele decizii și analizele pe care le face Consiliul de Administrație, cei din executiv vor decide ce se întâmplă. Sigur că la un moment dat vom reacționa și noi. Noi nu vrem să interferăm în această activitate, să fim acuzați că am deturnat, să zic așa, ancheta internă care este acolo. Mulțumesc. Da, mulțumim. Domnul ministru, mai sunt 4 întrebări. Aștept răspuns. Domnul deputat Păle, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Înainte de a trece la întrebări, eu vreau să vă spun că am o neclaritate pentru mine. Eu sunt la primul mandat și cred că și la ultimul în Parlamentul României și nu prea înțeleg cum e cu politica pe malul Dâmbovițean. Păi dacă dumneavoastră, și am văzut în spațiu public, spuneți la cel mai înalt nivel, domnul premier interimar, că nu vreți să treceți prin Parlament guvernul respectiv, eu cred că astăzi noi facem o simulare de audiere. Ori suntem la capacitate, ori la bacalaureat. În fine, domnul ministru, eu mă bucur că dumneavoastră puneți în discuție susținerea fermei de familie, pentru că la întâlnirea de săptămâna trecută s-a înțeles greșit, eu zic, din partea tuturor, că avem ceva cu fermele mari sau că există un conflict între fermele mari și ferma de familie. România are posibilitatea să dezvolte cele două entități dacă suntem inteligenți și aducem discuțiile și ne așezăm cu toții la masă, pentru că e clar că în zona de deal și de munte se poate dezvolta foarte bine conceptul de fermă de familie. Tocmai plecând de aici, am văzut că în Programul Național Strategic ați abordat curajos acest aspect. Cred că cel mai greșit lucru este să vă duceți din start ca mielul la tăiere la Comisia Europeană să spuneți să discutați de plafonare la 300.000 de euro când deocamdată sunt niște tatonări. Eu cred că România în acest moment nu pleacă după același picior de egalitate cu celelalte țări ale Uniunii Europene. Mai mult decât atât, eu cred că peste 75% din inputurile din agricultură sunt aduse din țările Uniunii Europene, deci banii europeni se întorc extraordinar de mult în zona respectivă. Întrebarea la prima... Credeți că cel care vă este secretar de stat, care am înțeles că are o fermă de familie și care scrie și văd aici că am Programul Național Strategic, domnul secretar de stat Emil Dumitru, este într-o ușoară stare de incompatibilitate sau ne garantați că va scrie cel mai bun program pe ferma de familie? Iar vis-a-vis de întrebarea a doua, aș pleca de la am fost foarte bucuros când v-am dat votul data trecută că numărul de secretar de stat din Ministerul Agriculturii va fi redus la 3. Ia câtă că sunt 5 și poate aveți perspective să mai creați încă 2-3 posturi de secretar de stat. Asta așa că tot zicem că reducem anumite posturi și cred că deja politica merge în altă direcție de mărire a numărului secretarilor de stat. Și de aici aș întreba, dacă acum, în acest moment, unde s-au suspendat concursurile, la minister sau în România, la Dajur, au fost angajați specialiști în instituțiile respective. Mulțumesc. Vă rog, domnul ministru. Legat de ferma de familie, domnul coleg. Am spus-o și nu mă feresc, este principalul obiectiv al mandatului nostru, pentru că suntem convinși că ferma de familie este singura, și asta o demonstrează ceea ce se întâmplă în Europa de Vest, unde există o tradiție acestor ferme de familie și unde osatura principală a agriculturii o asigură această fermă de familie. Nu înseamnă că noi ne luptăm, exact așa cum se încearcă să crea în spațiu public, această imagine că noua conducere la Ministerul Agriculturii se luptă cu marii fermieri. Dimpotrivă, am fost la toate evenimentele
organizate de către mari fermieri. Sigur că acolo am fost obligat să spun și care sunt prioritățile noastre ale Ministerului. Eu nu pot să mă duc să le spun oamenilor în față lucrurile pe care vor ei să le audă doar ca să dau bine. Nu mă interesează acest lucru. Eu vreau să le spun oamenilor ceea ce cred eu. Poate convine, poate nu convine, dar eu nu pot să mint sau să spun lucruri în care nu cred, că nu câștig nimic. Cei care sunt astăzi mari fermieri și sunt performanți au sprijinul Ministerului constant. Dar principalul obiectiv și în programul național strategic ne vom direcționa, să zic așa, activitatea și susținerea foarte mult pentru ferma de familie. Noi avem o particularitate, care această particularitate există tot sud-estul Europei. Din păcate, avem câteva sute de ferme foarte mari, probabil cele mai mari din Europa și din lume. Avem aproape 797.000, ultima cifră, de ferme de subzistență și avem câteva mii de ferme de familie. Noi trebuie foarte rapid ca acele ferme de subzistență, într-un ritm foarte accelerat, să le transformăm în ferme comerciale care să fie sustenabile și asta vom încerca să facem și trebuie să facem toți împreună în următorii 7 ani, cu banii care o să avem de la Comisia Europeană, să oferim acele măsuri și acel sprijin încât să facem acest lucru. Dacă peste 7 ani de zile vom fi tot în această situație, nu va fi o situație foarte, foarte fericită. De aceea, eu chiar cred în acest proiect și nu-l spun doar așa ca să fie spus. Da, sigur. Legat de subiectul plafonării. Noi când mergem la comisie, noi trebuie să avem mai multe variante, pentru că în mod constant comisia, și știți cu toții și noastră, de aproape un an de zile vine cu acest subiect al plafonării și anumite state, statele nordice și statele scandinave, vin cu acest subiect al plafonării. În 24, sigur eu nu voi putea participa, va participa colegul meu Scarlat, în 24 când va fi moțiunea, împreună cu ministrul polonez, am inițiat o întâlnire a 8 țări în care am încercat să atragem și am reușit să atragem și Austria și Italia ca să susțină cauza noastră, aceea legată de plafonare, aceea legată de SCZ-uri și ANT-uri, pentru că sunt presiuni ca după 2021 să nu putem da aceste măsuri. Iar colegii mei din Parlamentul European și colegii dumneavoastră, deci cei care sunt în Comisia de Agricultură, am văzut că pledează pentru susținerea în continuare a ANT-ului și a SCZ-ului. Sunt niște particularități ale zonei noastre pe care și noi, ca și țări, trebuie să ne grupăm, să le susținem. Singur nu vom reuși să ne susținem aceste obiective. Da, să termine. Da. Eu, dumneavoastră, sunteți profesor, eu sunt un mic elev, așa, v-aș face o recomandare, atunci nu mai ieșiți în spațiu public, la cel mai înalt nivel, să aruncați și să în spațiu public astfel de informații, cu 300.000 de euro, întâi discutați-le, mergeți dumneavoastră, faceți lobby, pentru că dumneavoastră sunteți vocea cea mai autorizată, la cel mai înalt nivel. Dacă mai este câte un secretar de stat și își dă cu părerea, este una. Dar când este ministrul agriculturii de aceea, fiți mai rezervat când ieșiți în spațiu public cu probleme. Ați vorbit de coafeze, ați vorbit de milițieni, ați vorbit de fel de fel. Domnul după aceea deputat, să spuneți mulțumim. Că acea coafeză de fapt avea un salon de înfrumusețare. Haideți să nu ducem în derizoriu orice discuție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, vă rog. Aș vrea să am și o scurtă intervenție. Imediat, domnul ministru. Ați spus câteva lucruri mai devreme despre Casa Unirea și am rămas așa nedumerit. Aș vrea să-mi faceți și mie o precizare. Când a fost înființată această bursă de pește, câte tranzacții au fost efectuate pe bursa de pește, câți angajați sunt și vreau să mai spuneți câte spații de desfacere pentru micii producători sunt închiriate și câte sunt funcționale. Vă mulțumesc. Da, mulțumim domnul președinte, vă rog domnul ministru. A fost înființată anul trecut. Legat de salariați, am spus, are 58 de persoane salariate acum, 29 la sediu central, un salariat la punctul de lucru din Chilia Veche, 9 salariați la magazinul din București, 3 salariați la magazinul din Sibiu și 16 salariați la bursa de pește din Tulcea. Când am ajuns la minister, bursa de pește avusese o singură tranzacție și riscam, să zic așa, să pierdem peste aproape 4 milioane de euro investiți în această bursă de pește. Săptămâna viitoare,
Săptămâna... Mai puțin. Săptămâna, săptămâna viitoare, colegul meu, secretarul de stat, Gheorghe Ștefan, se duce la DG Mare, tocmai pentru a rezolva această problemă, să nu pierdem acești bani, pentru că am încercat să dinamizăm, să zic așa, activitatea la această bursă de pește, pentru că nu vrem să renunțăm la ea. Este normal să fie o bursă de pește, cum este normal să fie un port, cel puțin un port pescăresc acolo. Și după ultimele raportări, aproape 20 de organizații de pescari lucrează acum la această bursă de pește. Nu cunosc acum să vă dau volumul tranzacțiilor. Nu am acum datele, dar se lucrează și nu vrem să renunțăm la ea. A doua întrebări, domnul ministru. Da. Câte spații avem închiriate pentru micii producători și câte funcționează la momentul actual? Păi sunt închiriate 5 spații, repet, 2, cel din București și din Sibiu, funcționează, cel din Slatina și Pitești nu funcționează, dar se plătesc chirii și s-a mai închiriat un depozit pe 3700 de euro lună în comuna Gruiu, Ilfov, unde am găsit 7 bărci în depozitul respectiv. Da, mulțumesc domnul Dan. Întrebarea cu ce? Care? Da. Scurt, deci am preluat organigrama dumneavoastră, cum am preluat toată organigrama. Și pe măsură ce deci pe măsură ce vom face reorganizarea administrativă a Ministerului în primul rând, pentru că 708 persoane, în opinia mea, prea multe în aparatul central și ar celorlalte instituții din subordine, la unele s-ar putea să crească numărul de personal, pentru că activitatea a unor instituții din subordine este deficitară, tocmai pentru că au un număr foarte mic de angajați. Noi nu ne propunem, și aici vreau să fac o paranteză, de a da pur și simplu oameni afară, pentru că toată lumea astăzi are nevoie de oameni responsabili și oameni care știu să muncească, dar sunt zone unde sunt prea mulți oameni și sunt zone total descoperite, în care, în opinia noastră, după ce terminăm analiza, în curând o să facem restructurări. Mulțumim, domnul. Și atunci, ministru, în momentul în care numărul de angajați va fi mai mic, cu siguranță și numărul de secretari de stat va fi mai mic. Domnul deputat Constantin Daniel Constantin. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să fiu foarte scurt. Aș face o remarcă, și eu am fost audiat în această comisie de 4 ori și am remarcat de fiecare dată, cum să spun, spiritul tehnic și constructiv al dezbaterilor. De această dată observ că e o tușă politică ceva mai pronunțată, din păcate, și cred că pierdem un bun moment ca oamenii care se uită la noi astăzi, în special fermierii, beneficiarii activității la Ministerul Agriculturii, să afle noi informații. Domnule ministru, eu apreciez prezentarea inițială pe care dumneavoastră ați făcut-o. Ați vorbit de teme pe care și noi le discutăm în Comisia de Agricultură, le-am discutat și eu când eram ministru, ferma de familie a fost legiferată ca și definiție prima dată în 2013 și a fost o prioritate în PNDR-ul 2014-2020. Mă bucur că în continuare o considerați o prioritate și probabil că va fi principală în PNS-ul 2021-2027. De asemenea, mă bucur că ați vorbit de cooperative și știu că, dincolo de ceea ce ați prezentat dumneavoastră aici, cred că era bine să spuneți că e practic doar o sinteză a programului de guvernare, nu putea să puneți pe masă tot programul de guvernare, el poate fi consultat și pe site-ul Guvernului și cred că și la biroul permanent al Camerei Deputaților. Ați vorbit și de cooperative și știu că și acolo aveți alte măsuri de sprijin, poate într-o discuție viitoare în Comisia de Agricultură detaliați, pentru că acum avem în dezbatere modificarea din nou a legii cooperativelor. Ce m-a interesat și mi-a atras atenția în prezentarea noastră a fost ceea ce a spus despre irigații. Programul strategic de irigații a plecat printr-o lege în anul 2015, a tot fost modificat, a început să fie implementat în 2017, însă mă îngrijorează un lucru pe care l-a spus, că nu se mai corelează practic investițiile pe infrastructura principală cu cea secundară. În 2014-2015, atunci când comisar european era domnul Cioloș, să știți că asta a fost principala, colegii cred că știu, principala solicitare a Comisiei Europene, ne dau 435 de milioane de euro în infrastructura secundară, în Programul Național de Dezvoltare Rurală, condiția să unificăm, să realizăm și infrastructura principală. Dacă acest deziderat nu s-a realizat, aici cred că ar trebui să ne faceți o prezentare, să ne trimiteți la comisie sau public, vom pierde nu numai finanțarea națională, vom pierde finanțarea europeană. Asta a fost condiția banii, ca în 3 ani de zile să conectăm. Și aici cred că o transparență mai mare este necesară.
Apreciez faptul că ați vorbit de Programul Național Strategic, apreciez faptul că ați vorbit de zona montană, sunt lucruri importante. V-aș sugera câteva lucruri, dacă aveți timp, în câteva întrebări concrete. Să ne spuneți, pentru că știu că aveți câteva măsuri pentru fermieri în ceea ce privește piața de desfacere. Știm foarte bine, principalul partener e Uniunea Europeană, dar știu că, în egală măsură, că fermierii au nevoie și de alte piețe de desfacere, astfel încât să aibă acces la prețuri mai bune. Știu că aici aveți câteva măsuri. De asemenea, pe zona de organizare, cum se spune, de la furcă la furculiță, cred că avem nevoie. Ați spus bine că fermierii în ziua de astăzi produc bine, din ce în ce mai mult, se vede în rezultate. În egală măsură însă cred că au nevoie de o mai bună organizare. Ferma de familie este importantă, cooperativele sunt foarte importante și aici eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a spus, că ați vorbit de ambele componente, și ferme mici, ferme de familie, dar și ferme mari, ați vorbit de cooperative, vânzare în comun. Mă interesează a doua întrebare concretă, gradul de contractare, pentru că ne apropiem de finalizarea unui nou exercițiu financiar 2014-2020. Dacă aveți contractare, nu știu, 120%, cred că din experiența pe care eu am avut-o acolo, ar trebui să fim foarte atenți, astfel încât, chiar dacă și în 2014 avem gradul de contractare 120%, n-am reușit să avem absorție chiar de 100%. Aici ar trebui să fiți atenți cu proiectele care sunt neperformante în această perioadă. Viticultura, de asemenea, mă interesează. Am avut un program de succes 2008-2013. Avem o sumă mai mare 2014-2020, în ce măsură banii au fost folosiți și pentru ce. Și ultima chestiune, o sugestie, în 2012 când am mers la Ministerul Agriculturii am avut această idee de unificare a celor două agenții de plăți, însă văzând cum merg lucrurile, am renunțat la idee și v-aș sugera să analizați cu mare atenție, pentru că dacă intrăm într-un proces de reacreditare a agențiilor de plăți, veți avea o pierdere de timp și s-ar putea ca Programul Național Strategic 2021-2027 să aibă întârzieri. Cred că e important și dacă faceți această unificare, ea să fie una cât mai, cum să spun, eficient, astfel încât să păstrați structurile celor două agenții și eventual unificarea, dacă se va ajunge acolo. Sugestia mea ar fi să analizați cu atenție. Mulțumesc și vă urez succes. Da, mulțumim, domnul deputat. Domnul ministru, vă rog. Sigur, exact cum am spus la început și cum știți majoritatea dintre noastre, problema este piața. Și pentru cei mici, singura soluție realistă în care noi ca stat ne putem implica și avem obligația să ne implicăm este să încurajăm aceste cooperative care, repet, sunt deja multe în țară, în aproape toate domeniile de activitate și în aproape toate zonele din țară și care și-au demonstrat succesul. În așa fel încât și cei mici și cei mai puțin mai mari, pe de o parte, să reușească să-și vândă la niște prețuri competitive producția, dar în același timp să procure inputuri la prețuri foarte, foarte bune. Legat de cu irigațiile. Da. Deci noi avem o analiză și când va fi o dată vreme și o să venim la comisie, avem o analiză pe fiecare județ în parte. Avem și o analiză pe infrastructura principală și pe cea secundară și e ceea ce privește asociațiile de udători și o să vă facem o prezentare în așa fel încât să vedeți cum se conectează infrastructura secundară de cea principală, unde ar trebui să prioritizăm lucrările pe infrastructura principală în așa fel încât să beneficieze cât mai mulți fermieri sau cât mai multe asociații de udători de această apă. De asemenea, facem acțiuni de informare și acum în continuare și încercăm să atragem aceste asociații de udători să aplice la aceste programe privind infrastructura secundară și avem bani alocați și anul acesta pentru această infrastructură și sunt aproape 44 de milioane de euro. Iar banii care nu s-au cheltuit din miliardul acela, conform legii privind Programul Național de Investiții în infrastructura principală, i-am eșalonat până în 2023, în așa fel încât tot programul care a fost gândit atunci să fie dus la îndeplinire și să avem, cum s-a dorit atunci, peste 2 milioane de hectare irigate. Îngește, domnule Boala. Da. Cine e? Domnul Trufin, domnul senator. Mulțumesc, domnule președinte.
Domnule ministru, o să vă adresez două întrebări și prima întrebare se referă la programul, poate cel mai important program de sprijin al legumicultorilor, programul Tomate Românești, program care a avut rezultate clare, dar are pentru dumneavoastră o hibă. Este programul PSD. Analizând toate propunerile dumneavoastră de modificare a acestui program, miile de beneficiari legumicultori din județele de nord a României vor dispărea. Și am o întrebare clară la dumneavoastră și vreau un răspuns. De ce nu iubiți pe acești români? Aștept răspuns la prima întrebare. Declarație de dragoste. Sigur că întrebarea nu are nicio legătură cu realitatea, pentru că noi am spus chiar la început, continuăm programul Tomata, am spus și anul trecut, am bugetat anul trecut cu încă 12 milioane programul Tomata, deși alocaseră colegii dinaintea noastră doar 50 de milioane, am suplimentat până la 62 de milioane. Iar anul acesta, pentru prima etapă, am alocat 40 de milioane și am îmbunătățit programul Tomata, am prelungit perioada de depunere a dosarelor, am prelungit perioada de derulare a programului, doar că am venit cu niște corecții de bun simț, în așa fel încât să nu mai fie suspiciuni legate de calitatea acestor produse. Pentru că eu tot weekendul trecut a trebuit să răspund și să dezmint o acuzație privind prezența de reziduri în roșiile din programul Tomata, pe care cineva a dat-o aiurea. Și tot weekendul a trebuit să stau să răspund presei și să-i asigur pe consumator că roșiile din programul Tomata sunt sigure, că doar o probă din cele 700 de probe care au fost analizate anul trecut a avut limită maximă admisă depășită și a fost retras din consum. De aceea, ca să oferim siguranță și încredere acestui program și tomatelor românești, am pus și această condiție ca beneficiarii acestui program să aibă un registru de evidență a substanțelor. Eu cred că este foarte simplu să spună cu ce substanțe și repet, aceste modificări le-am făcut după ce am pus în dezbatere publică programul și l-am discutat cu beneficiarii. Eu nu știu cu ce beneficiari discutați dumneavoastră, cei cu care discut eu, beneficiarii programului, au fost satisfăcuți de modul cum am implementat programul, iar legat de iubirea față de acești fermieri, sigur că întrebarea dumneavoastră a fost chiar retorică. Domnul ministru, declarați, între declarații și fapte este o mare diferență. Dumneavoastră ați eliminat luna iunie și mai mult de atât ați eliminat ciclul 2 total. L-ați eliminat prin proiectul de hotărâre depus de dumneavoastră. Ciclul 2 pentru zona de nord și pentru legumicultorii din zona de nord era cel mai important. De pentru care, și aici cu tot respectul și pentru colegul senator, dumneavoastră, domnul coleg de dreapta stângă, dumneavoastră când ați spus o lozincă aici în comisiile reunite, că n-am făcut nimic, 16.000, peste 16.000 de beneficiari înseamnă nimic? Dumneavoastră ar fi bine să nu faceți nimic. Ce faceți dumneavoastră astăzi dă cu minus pentru legumicultori și mai mult de atât pentru consumatorii români. Asta era prima întrebare și a doua mă refer la, domnule ministru, știți bine un program la care și dumneavoastră ați lucrat și toți colegii de aici, un program amplu dezbătut în comisii, cât și în cele două ministere implicate, Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii. Programul de susținere a învățământului liceal agricol. Iarăși, anul trecut în buget au fost alocate sume importante pentru acest program, 300 de milioane de lei, iar dumneavoastră anul acesta în buget ați alocat 10 milioane de lei. Mulțumesc! Da. Legat de ciclul 2, pentru că văd că se tot insistă pe ciclul 2. Eu am discutat cu beneficiarii, recunosc că am discutat cu cei care beneficiază de acest program și le-am promis că
alocările care s-au făcut acum se referă la ciclul întâi și la rectificarea bugetară, o să aducem sume suplimentare la fel cum am făcut și în decembrie anul trecut, când, repet, am suplimentat cu încă 12 milioane, în așa fel încât să-i putem plăti pe toți, mai ales cei care au avut activitate în ciclul 2. Dar acești beneficiari îmi spuneau și altceva legat de cât de bun este acest program. Îmi spuneau și faptul că ar dori ca acest program să se transforme într-un program de susținere a cultivării de legume în spații protejate și că de ce doar tomata este sprijinită. În așa fel încât anul viitor, exact cum am spus, anul acesta continuăm toate programele, facem o analiză, tragem o linie și luăm decizii. Anul viitor, cu siguranță, acest program se va transforma în programul de susținere a cultivării legumelor în spații protejate și nu numai a tomatei, în așa fel încât fiecare legumicultor, în funcție de specificul zonei și în funcție de piață, să-și poată gândi activitatea pe anul 2021. Amendament. Domnule ministru, o singură referire, vă rog frumos, domnule ministru. Dacă dumneavoastră guvernați cu pauze, cu sau fără anticipate, legumicultorii muncesc pe toată perioada anului și să știți că sunt serioși. Nu au nevoie, ei au nevoie să știe la începutul anului ce vor face pe tot parcursul anului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul senator. Domnul președinte. Eu am asigurat pe legumicultori prin reprezentanții lor cu care ne întâlnim frecvent că acest program va continua și anul acesta și pentru ciclul 1 și pentru ciclul 2. Și vă asigur că legumicultorii au înțeles. Vă rog, legat de programele de susținere a învățământului agricol, liceal. Păi nu cred că este nevoie să vă amintesc cine a distrus învățământul profesional în această țară și de ce ne găsim în această situație. Dar programul pe care l-am găsit acolo era un program total nerealist, care nu avea nicio legătură cu realitatea. Și noi discutăm de ani de zile despre învățământul dual, așa cum se face în toată Europa. Învățământul tehnic și profesional în toată Europa se face în sistem dual, în care partenerii economici, fermieri în cazul nostru sau procesatorii, intră în parteneriat cu sistemul de învățământ și oferă locuri de practică și o practică adecvată, adică cursanții respectivi se pregătesc în niște ferme, niște fabrici de procesare care au tehnologia din anul 2020. Costurile din partea statului fiind aproape minime. Iar ei pot să-și recruteze în timpul școlarizării angajații, pentru că este o criză foarte mare de forță de muncă responsabilă și calificată. Și asta am făcut-o la cererea fermierilor și a celor din industria alimentară. Și sunt câteva școli, câteva clase unde s-a dorit și unde elevii și părinții lor au dorit ca copiilor să urmeze această formă de învățământ dual care funcționează și pe care o să o multiplicăm cu succes, cu rezultate imediate, nu peste 5 sau peste 10 ani. Deci le spuneți acum elevilor și cadrelor didactice că dumneavoastră ați... Gata. Vă rog, domnul președinte, vă rog. Vorbiți în pauză. Sunt inginer, sunt fost primar, sunt fost președinte de GAL, primar de comună. Mulțumesc. Vă rog. Vă rog, domnul președinte. Domnul deputat, vă rog frumos. Dacă veniți ca electronist să ne vorbiți nouă despre legumicultură și de ciclu 1 și ciclu 2, vreau să nu știți că suntem... Vă rog, domnul președinte. Domnul deputat. Liniște, vă rog. Eu locuiesc în mediul rural, domnul deputat. Domnul senator, vă rog să închideți. Da, vă rog, domnul președinte. Aș vrea să fac o scurtă precizare pentru că colegul meu din Senatul României, domnul senator Trufin, a făcut o referire la mine. Recunosc că am greșit atunci când am spus că Partidul Social Democrat nu a făcut nimic. Ba da, a făcut ceva. În 2017, în luna februarie, a dat o ordonanță de urgență pentru a scăpa baronii PSD de pușcărie și în câteva zile a reușit să scoată 1 milion de oameni pe stradă. Sunt declarații politice, le faceți în altă parte. Vă rog frumos, dacă cineva vrea să mai facă declarații politice. Nu, vă rog frumos. Domnul Popescu. Domnul Popescu, vă rog. Vă rog, domnule. Vă rog.
16.000 nu. Este mai mic ca domnilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, deputat. Și felicitări pentru prezentare de la începutul audierii, domnule ministru. Nu aveați nicio felicitare până acum. Nu, aveți. Mulțumesc, domnule președinte. Deci aș vrea întâi de toate să clarificăm un lucru, pentru că am discutat și ați discutat la început despre legea muntelui. Îmi este neclar și, sincer, am primit și foarte multe mesaje din partea celor care ne urmăresc acum live. Vedem că această lege a muntelui este aruncată din curtea PSD în curtea PNL, din curtea PNL în PSD. Să ne amintim că acest proiect de lege a fost susținut de ambele partide. Domnule ministru, spuneți-ne, vă rog, care este modalitatea în care va fi pusă în aplicare această lege și programele de investiții legiferate, pentru că sunt 5-6 programe de investiții foarte importante. 1. 2 la mână. Cum vedeți reflectată dezvoltarea durabilă a zonei montane în PNS, în Programul Național Strategic 2021-2027? Ați precizat o sumă de 12 milioane, însă nu ne-ați spus pe ce anume, pe ce domenii. Nu, a spus pe... 2 la mână. 3. Care este planul dumneavoastră privind reorganizarea Agenției pentru Dezvoltarea Zonei Montane? Ați spus ceva despre necesitatea unei reorganizări și a unei reduceri de personal. Ce fel de personal? Personal specializat, specialiști, sau aveți în vedere reducerea de personal din zona de management? 4. Care este planul dumneavoastră cu privire la Banca Națională de Gene a României? Eu cred că e o problemă foarte spinoasă. S-a discutat foarte mult despre acest lucru în ultima perioadă și cred că oamenii așteaptă niște clarificări. Și nu în ultimul rând, care este planul pentru Programul Național Apicol? La audierea precedentă v-am propus să aveți în vedere înlocuirea acestui program cu un alt program care să țină cont de o finanțare pe familii de albine și nu la momentul, nu cum este, cum se desfășoară ea în momentul de față. Și dacă aveți în vedere cumva sesizarea unor organe competente, în speță DNA, pentru că foarte mulți apicultori se plâng de probleme legate de accesarea acestui program și de fraude în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul deputat. Rugămintea este să nu mai răspundeți la zona montană, pentru că am discutat-o odată. Nu, vă rog la să răspundeți. Păi nu, să clarificați, să răspund. A răspuns domnul ministru, să repetă. Domnul președinte, sunt întrebări venite din partea celor care ne urmăresc. Nu, probabil că nu ne-au urmărit de la început cei care v-au trimis întrebările. Da, vă rog, domnul ministru. Eu o să răspund foarte rapid. Deci, cele 12 milioane le-am găsit în niște măsuri neaccesate și le-am alocat doar pentru anul acesta și doar pentru abatoare de mică capacitate direcționate spre zona montană. Și aici fac o paranteză. Capacitatea de abatorizare a României este de aproape 4 ori mai mare decât efectivele pe care acum le avem. A fost o perioadă, perioada aceea cu zone defavorizate, în care s-au făcut în unele județe câte 4-5 abatoare care acum stau închise sau lucrează la capacitate mică și au rămas zone descoperite și mai ales zone aparținând acestei zone montane în care ar fi o necesitate și asta mi-au spus-o cei din zona montană pentru abatoare, repet, de mică capacitate. Pentru un program mai amplu privind zona montană lucrăm acum să prindem măsuri de sprijin consistente în Programul Național Strategic, pentru că bani bugetari acum nu sunt. De aceea am prins 12 milioane, pentru că atâți bani am identificat. Eu nu pot să vin să promit că pun 100 de milioane când banii aceia nu sunt. Legat de Programul Național Apicol, știu, ca și dumneavoastră, că în general, din păcate, activitatea unor asociații legate de conducerea registrelor și a COP-urilor a fost, să zic așa, mai puțin ortodoxă și foarte mulți dintre cei care trebuiau să beneficieze de aceste programe au nemulțumiri. Anul acesta vom supraveghea, să zic așa, mai atent din partea Autorității Naționale de Zootehnie activitatea acestor asociații, în așa fel încât să nu mai creăm nemulțumirile legate de modul în care se distribuie aceste sume privind programele naționale de ameliorare, respectiv de sprijin. Pentru noul program național apicol 2020-2022, suma este de 31.492.100 de euro, din care
contribuția Uniunii Europene este de 15.746.000 de euro, aproape jumătate. Ce acțiuni pot fi finanțate? Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varozei, raționalizarea transhumanței, măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune, îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări și în prezent elaborăm proiectul DHG pentru aprobarea acestui program pentru perioada 2020-2022. De aceea, în momentul în care o să-l avem pe site, vă invit și pe dumneavoastră atunci când o să reinvităm toate asociațiile de apicultori să fundamentăm acest HG privind acest program de susținere perioada 2020-2022. În așa fel încât tot ceea ce toate neajunsurile vechilor programe să încercăm să le reparăm, sigur, împreună cu beneficiarii. Da. O dezvoltare a zonei montane, domnul ministru, aș vrea să fac o clarificare. În momentul de față, din informațiile pe care le am, sunt 56 de persoane angajate din 2019 din august. Dumneavoastră ați menționat 65, parcă să... Iar până în august 2019 au fost 26 de persoane. Deci dumneavoastră aveți în vedere reducerea de personal dintre cei 56 care sunt acum... Stai puțin ca noi. Schema de personal este de 65. Noi ne referim la întreaga schemă de personal și o reorganizare pe masive muntoase. Dar o să venim cu detalii atunci când promovăm HG-ul de reorganizare și o să-l discutăm chiar aici în comisie. Da. Mulțumesc, domnul deputat. Domnul ministru... Banca de gene. Mai puțin, vreau să vă spun ceva de banca de gene, pentru că știu că domnul deputat este din acea zonă. La momentul actual, există o bancă de gene funcțională, Banca de Resurse Genetice Vegetale Mihai Cristea din Suceava, care, sigur, reprezintă România în toate organismele europene și internaționale, inclusiv FAO, și care acționează în direcția conservării patrimoniului genetic. Are peste 20.000 de varietăți vegetale, are un număr de 18.000 de probe și peste 430 de specii, multe dintre ele populații vechi locale dispărute în mare parte din cultură. De asemenea, acoperă toate speciile legumicole, ornamentale, cromatice și medicinale. Această bancă, printr-un HG 112 din 2018, a fost trecută din subordinea Ministerului Agriculturii, deci n-a mai fost considerată obiectiv strategic și i s-a dat acea tentă de obiectiv, să zic așa, științific și a fost trecută la ASAS. Acum... Da. Noi analizăm oportunitatea apariției încă unei asemenea entități și această oportunitate o facem cu specialiști, adică cu specialiști în ameliorare și genetică din cele patru mari universități și cu cei din ASAS. În așa fel încât, dacă va fi nevoie să mai avem încă o bancă de gene, o să mai facem încă o bancă de gene. Dacă ei ne vor spune că această bancă de gene este suficientă pentru ceea ce are nevoie România, o să avem o singură bancă de gene. Da. Ei vor lua decizia, specialiștii în genetică și ameliorare. Ministru, vă mulțumim. N-ați dat un răspuns legat de cele 12 milioane pentru abatoarele din zona montană, dacă aveți acordul Comisiei Europene, pentru că e ajutor de stat. Am notificat măsura și așteptăm. Păi, le-ați promis că oamenii să pregătesc de abatoare, în fine. Cine? Domnul Vrăjitor. Domnul Vrăjitoru, domnul deputat. Mulțumesc, domnule președinte. La cele 25 de ordonanțe, după. Domnule ministru, având în vedere expunerea dumneavoastră prin care ne informați că avem un deficit comercial de circa 1 miliard de euro și sectorul de piscicultură este o parte componentă a acestui deficit, vă rugăm să ne precizați măsurile și strategia dumneavoastră de dezvoltare în ceea ce privește sectorul piscicol din România. Asta ar fi prima întrebare. Domnul Tinel, vă rog. Da, corect, da. Eu vreau să vă ajut să îi pun o întrebare domnului ministru în sprijinul dumneavoastră, dar... Continuați, domnul deputat. Întrebarea numărul 2 se referă la cele două programe de reproducție în ceea ce privește sistemul a suinilor și sistemul avicol, în ce stadiu de implementare sunt. Și întrebarea numărul 3 se referă la programul antigrindină, în care prin bugetul alocat în acest an este de 107 milioane lei,
iar necesarul pentru investiții este de circa 160 de milioane de lei. Mulțumesc. Mai 20. Funcționare, cu totul de funcționare. Împreună, împreună. Împreună, da. Împreună, da. Da puțin, programe. Liniște, vă rog. Hai să ascultăm pe ministru. Legat de programele de susținere a reproducției, atât pentru suine, cât și pentru... În pauză. Păsări. Sigur că și anul acesta o să continuăm aceste programe și am alocat sume, probabil nu atât cât ne-am fi dorit pentru cele două programe, dar la rectificare, în funcție de cererile pe care cererile care vor fi depuse, o să încercăm să acoperim, să pornim acest program. Pentru că știm cu toții că acest program, deși a fost lansat în 2018, anul trecut cele 60 de milioane care i s-au alocat au fost distribuite către alte sectoare. Și atunci li s-a spus că programul acela de înscriere, sistemul informatic de înscriere în acest program nu a funcționat. De aceea am cerut comisiei să prelungim acest program și anul acesta am alocat pentru programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, deocamdată 60 de milioane de lei. Dacă iar în iulie vom aloca pentru toți cei care și-au depus și își vor depune cererile astfel încât să poată derula acest program și am făcut demersuri ca să prelungim termenul de aplicare la comisie, tocmai pentru că era întârziat și riscam ca acest program să nu se poată derula. La fel și pentru activitatea de reproducție, incubație și creșterea sectorului avicol, s-a alocat anul acesta 46 de milioane de lei. Da, mulțumim, domnul ministru. Haideți, domnul deputat Balint, vă rog. Programul Piscicol, vreau să-i răspund pentru că e foarte important, privim programul Piscicol. Acolo am identificat sume la AMEPOP pentru a demara încă de anul acesta portul pescăresc din Midia și mai este o problemă foarte mare. Sunt peste 30.000 de hectare care sunt date în folosință și în exploatare unor beneficiari, dar suprafața de teren, de sub luciu de apă nefiind întabulată, statul nu beneficiază de redevețe, iar aceste persoane nu beneficiază de programe și proiecte, ei nu pot aplica. Și mai mult, unii dintre ei nici măcar nu au acces la activele pe care le-au cumpărat. Și sunt persoane fizice care vin și pescuiesc în aceste active pe care persoanele respective le-au cumpărat. Am alocat 7 milioane, am făcut acum o analiză, 7 milioane de lei pentru a întabula foarte rapid suprafața de sub luciu de apă în așa fel încât pe de o parte statul să poartă să încaseze redevențele iar beneficiarii acestor contracte să poată accesa și ei programe pentru că altfel nu se va întâmpla nimic. E în regulă, domnul ministru. Ultima întrebare, am să-i dau cuvântul domnului Balint. E ultima întrebare, pare rău, trebuie să închidem pentru că colegii senatori, senatori pleacă la o ședință. Nu putem să... Mulțumesc, domnul președinte. Domnul ministru desemnat, eu am o singură întrebare în ceea ce privește controlul și eradicarea pestei porcine africane. Am înțeles ideile cu porcul domestic și strategia dumneavoastră, însă nu înțeleg ideea referitoare la efectivul de mistreț. Noi cunoaștem faptul că în răspândirea bolii un rol esențial are mistrețul. În 6 februarie 2020, ANSVSA-ul a emis o notă prin care anulează stimulentele referitoare la mascul mistreț vânat, respectiv la femele vânate și ANSVSA-ul vine cu o strategie pe supraveghere pasivă a mistreților pe anul 2020. Rog să-mi explicați și mie și colegilor care este strategia privind efectivul de mistreț la transmiterea bolii. Mulțumesc! Da. Cât se poate descurca, domnul ministru? Acum, sigur, noastră v-ați referit la o activitate a celor de la ANSVSA. Sigur, am să
o să discutăm cu cei de la NSVS legat de această decizie, dar știm cu toții că despre activitatea aceasta de extragere și cota de extragere a ministerilor se ocupă și cei de la Ministerul Mediului. Și pe lângă Mistreț, care este clar o problemă în ceea ce privește răspândirea pestei porcine africane, în opinia mea, alături de Mistreț, sunt și acești samsari, care, deși s-au închis târgurile, ei continuă, își continuă activitatea. De aceea s-a demarat o acțiune comună între ANSVSA și poliție să fie verificat, pentru că sunt cunoscute. Mijloacele de transport cu care acești samsari operează de ani de zile sunt cunoscute. Să fie opriți în trafic, să fie confiscată marfa și să ia măsuri privind restricționarea circulației. Iar în paralel despre acest ordin privind supravegherea pasivă a mistreților, nu pot să vă dau acum un răspuns. Probabil, îmi dau și eu cu părerea, s-au gândit la faptul că dacă se trece la împușcare și nu ei au posibilitatea să se, o împușcare masivă, să zic așa, au posibilitatea să se deplaseze și în, foarte rapid în alte locuri și să nu ducă practic la ceea ce se urmărește, anume oprirea diseminării bolii. Gata, închidem. Repet. Da. Deci dacă ați trimis o întrebare la NSVZ, cu siguranță o să vă răspundă cum au gândit de această măsură și de ce au gândit. Da, am să-mi permit și eu să-i pun două întrebări mai mult retorice, domnul președinte. Ministru. Dumneavoastră închid. Și restul colegilor. Și dacă vreți, domnul ministru. Nu. Puteți să mai rămâneți după ce facem votul pentru cei care. Dar nu e în regulă așa, domn președinte, da. Știți ce faceți? Când am pus ministrii și a venit și domnul de aici, am luat-o pe repede înainte. Astăzi, când dumneavoastră știți că șansele să se pună în alt minister nu sunt reale sau am venit aici doar la povești, țineți oamenii și puneți întrebări doar ca să vă faceți punctele politice. Nu vă interesează de agricultori. Doar să arătați că voi din PSD ați făcut mai mult decât cei din PNL. Nu-i corect felul în care... Deputat, ceea ce nu e un adevăr! Ceea ce nu e un adevăr! Și nu-i corect felul în care procedați. Astăzi, domnul ministru, a făcut foarte mult... Că ne-a demonstrat... Nu ne-a demonstrat nimic, domnul deputat. Nu. Întrebările mele erau următoarele. Dacă vă interesează activitatea din Comisia de Agricultură, eu știu ca și coleg, dar și ca ministru în primul rând, pentru că de 4 luni de zile nici nu ne-am auzit la telefon, cel puțin am încercat să iau de mai multe o legătura cu dumneavoastră. Și a doua întrebare este dacă luni vă votați în plenul Camerei Deputaților. Puteți să-mi răspundeți, puteți să-mi răspundeți. La amândouă vă răspund. Cu siguranță, în următoarea perioadă, am să vin la aceste comisii, deși mi-amintesc că domnul Daian a venit decât la audieri, dar eu am să vin și o să vedeți că am să vin, legat de votul meu, cu siguranță, dacă veți fi în sală, veți vedea dacă votez sau nu. N-am înțeles nimic. Bine, deci trecem la vot. Trecem la vot. Vot. Cine este pentru... Voturi pentru. Pentru avizul domnului ministru. Probabil că știți pentru ce sunteți astăzi în comisie. Vă rog să numărați. Aviz favorabil, bineînțeles. Vă rog să numărați. Vă rog. 18. Voturi. Vă rog. 18 în regulă? A numărat bine. Voturi împotrivă. 7. Vă rog să numărați corect. 16 voturi împotrivă, abțineri, dacă sunt și abțineri.
Avem și două abțineri. Ați votat târziu, domnul ministru, puteați să votați. Este 18 la 16. Nu, dar abținem cum. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc. Deci 16 împotrivă și 2 abțineri. Da. Bine, vă mulțumim.